come to you today with grace and humility. Venim înaintea voastră în harul lui Dumnezeu și cu smerenie. Not to try to present something new to you, but to remind you. Și n-am scopul să vă prezentăm ceva nou, ci să vă aducem aminte de lucruri care le știți. That together we can receive the grace of God. Ca împreună să primim harul lui Dumnezeu. And the work that God has for us. Și de asemenea lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru noi. I want to thank Pastor David Nicolai. Vreau să mulțumesc fratele David Nicola. For the words of wisdom and truth that he spoke to us. Pentru cuvintele de înțelepciune și de adevăr pe care mi le-a spus. A couple of things that he said resonated in my heart. Câteva din lucrurile pe care le-a spus au rezonat în inima mea. About knowing who you are. Și anume să știi cine ești. And who you are not. Și să știi cine nu ești. These are very important truths for us to understand. Sunt adevăruri foarte importante pe care trebuie să le înțelegem. And part of what we're doing here today is that process. Și procesul acesta face parte din ceea ce spunem astăzi la lecția noastră. Roy began to lay the foundation of our teaching today a few moments ago. Fratele Roy a pus deja fundația sau temelia ceea ce învățăm astăzi. Our life is not defined by our pain. Viața noastră nu este definită de durerea noastră. It's not defined by our circumstances. Nu este definită de circumstanțe sau împrejurări. It's not defined by suggestions of other people. Și nu este definită nici de sugestiile sau părerile altor oameni. As brothers and sisters in Christ, ca frați și surori în Hristos, we move by a different norm. Noi avem o altă normă, o altă regulă care ne mișcă. By the will and the plan of God. Și anume, după voia și planul lui Dumnezeu. God has a plan for each of us. Dumnezeu are un scop, un plan pentru fiecare dintre noi. And he wants us to discover this plan. Și Dumnezeu vrea ca fiecare să descoperim planul lui pentru noi. And then he wants us to be obedient to his plan. Și vrea să fim ascultători de planul lui. So that we can bring glory to God. Ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Amen. 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 This is what the Bible says in Romans chapter 12. Iată ce spune Biblia în Romani capitolul 12. Be not conformed to this world. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. The world tries to press us into its mold. Lumea încearcă să ne preseze să intrăm în matrița ei. Tries to tell us who we are. Să ne spună cine suntem. Who we are not. Și să ne spune cine nu suntem. Tries to press us on every side. Și vrea să ne preseze în toate părțile. But we go by a different plan. Dar noi avem un alt plan. Transformed. Ci să fiți transformați. Prefaceți-vă. Transformation of the mind. O transformare a minții. But first a transformation of the heart. Dar mai întâi este o transformare a inimii. Through the power of Jesus Christ. Prin puterea lui Isus Hristos Domnul. And God wants us to understand. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem. That when he transforms our hearts. Că atunci când el ne transformă inimile noastre. That there is something that he put inside of us. El pune ceva în noi. Something that he wants us to understand. Ceva ce el vrea ca noi să înțelegem. It's part of his plan for our lives. Este plan, parte din planul lui pentru viața noastră. So how do we transform our mind? Cum ne transformăm mintea noastră? We have to see ourselves as God sees ourselves. Trebuie să ne vedem pe noi înșine așa cum Dumnezeu ne vede pe noi. We have to have the right view of God. Trebuie să avem o părere sau o vedere adevărată despre Dumnezeu. And we must trust in the power of the Holy Spirit. Și de asemenea trebuie să ne încredem în puterea Duhului Sfânt. Amen. That we may prove what is the will of God. Versetul spune ca să putem deosebi. And God's will is good. Și voia lui este cea bună. It's acceptable. Plăcută. And it is perfect. Și desăvârșită. So that's what we want. We want to find the perfect will of God for our lives. Și lucrul acesta vrem să descoperim voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața noastră. We want to find what it is, God. Why did you put me here on earth? Și anume răspunsul la întrebarea, Doamne, de ce m-ai lăsat pe pământ? What is my purpose here? Care este scopul meu aici? I want to fulfill my purpose. Vreau să-mi împlinesc planul sau să-mi împlinesc scopul cu care m-ai lăsat. It would be very bad to live life not having discovered why we're here. Și este o tragedie să trăiești viața și să nu fi descoperit de ce only to end our life never having fulfilled God's plan. Să ajungi la sfârșitul vieții și să nu fi împlinit planul lui Dumnezeu pentru tine. So that's why we want to discover our right view of God. De aceea trebuie să înțelegem the right view of ourselves. Cine este Dumnezeu, cine suntem noi. And trust in the Holy Spirit. Și să ne încredem în Duhul Sfânt. Because God can work in us.
Pentru că Dumnezeu poate să lucreze. To bring us into the fullness of God's plan. Să ne aducă în plinătatea planului lui Dumnezeu. So that we can bring fruit to God. Ca să putem să aducem roadă pentru Dumnezeu. And fruit to the world. Și roadă pentru lumea aceasta. For ourselves? Pentru noi. No. Nu pentru noi. For the glory of God. Și pentru slava lui Dumnezeu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The glory of God. Pentru slava lui Dumnezeu. What is the good, perfect, and acceptable will of God? Voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Inside of every one of you, în fiecare dintre voi, there is a gift. Este un dar. It's God's gift. Este darul lui Dumnezeu. It's God's gift to His kingdom. Este darul lui pentru împărăție. It's God's gift to the world. Este darul lui pentru lumea aceasta. It's God's gift to the church. Darul lui pentru biserică. It may be God's gift to someone else here on earth. Poate este darul lui Dumnezeu pentru cineva din lumea aceasta. Este în tine. God has placed something there. Dumnezeu a pus ceva în noi. It's not placed there by the will of man. Nu este pus acolo prin voința omului. But by the will of God. Și prin voia lui Dumnezeu. That's what we want to discover. Și lucrul acesta vrem să-l descoperim. God's purpose for our lives. Scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Why God has placed us here. De ce ne-a pus Dumnezeu aici? What can I do for His kingdom? Ce pot să fac eu pentru împărăția Lui? What can I do to glorify God with my life? Ce pot să fac să-L slăvesc pe Dumnezeu cu viața mea? What can I do to help other people? Ce aș putea să fac să ajut alți oameni? What can I do to change my world? Ce pot să fac ca să schimb lumea mea? Inside of all of us. În fiecare dintre noi. Is a gift. Este un dar. A gift. Un dar. Placed there by God. Lăsat acolo, plasat acolo de Dumnezeu. Not just for us. Nu doar pentru noi, but for other people. Ci pentru alți oameni. That's why we serve. De aceea slujim. We don't serve ourselves. Nu ne slujim pe noi înșine. It's selfish. Aceasta ar fi egoist. We serve other people. Noi slujim pe alți oameni. First we serve Jesus Christ. În primul rând îl slujim pe Domnul Iisus. And then we serve Him by serving others. Și apoi îl slujim pe El slujind altora. And we all serve in different ways. Și toți slujim în feluri diferite. Our pastor talked about someone greeting people in the church. Frate pastor vorbea despre cel care îi salută pe oameni când vine la biserică. Și el. Hang your coat here, the toilet is over there. Îi spui aici este cuierul, acolo este toaleta, veniți. That's a gift from God. Este un dar de la Dumnezeu. Some people have that gift of hospitality. Unii oameni au darul ospitalității. And that hospitality draws people to the kingdom. Și ospitalitatea atrage pe oameni în împărăție. Other people have the gift to speak. Unii oameni au darul vorbirii. And that's God's gift that He uses through them. Și acesta este darul pe care Dumnezeu îl folosește prin ei. To speak the word of God. Să vorbească the truth of Dumnezeu, God. Adevărul lui Dumnezeu. A few moments ago when we started, I saw someone bring a guitar. There it is, right there. Am văzut pe cineva care a dus o chitară. I can pick that up. Eu pot să iau chitară. And I can make some noise. Și aș putea să fac un zgomot cu ea. But it would not be a gift to you. Dar nu va fi un dar pentru voi. Oh! It's not my gift. Pentru că nu este darul meu. Somebody else has the gift. Altcineva are darul de a cânta. And they can play the guitar. Și poate să cânte la chitară. And bring the presence of God among us. Și să simțim prezența lui Dumnezeu între noi. So it's important for me to understand. Este important pentru mine să înțeleg. That's not my gift. Că acela nu este darul meu. Some people can sing. Unii oameni pot să cânte. It's glorious as they sing to God. Și cântă minunat, slavă lui Dumnezeu. And they bless others and bring them into the kingdom. Ei binecuvintează pe alții prin cântul lor și aduc în împărăție. Sometimes I hear Roy sing. Uneori îl aud pe frate Roy cântă. Mercy. Mercy. Me too. Și eu la fel. So we all sing to glorify God. Dar toți cântăm să-L slăvim pe Dumnezeu. But others have the gift to lead us into worship. Unii au darul să ne conducă în închinare. It's God's gift. Este darul lui Dumnezeu.
Dumnezeu. So what we want to do is discover God's gift. Ce vrem să facem este să descoperim find our place in His plan. Să ne găsim locul nostru în planul Lui. And develop the gift that God places within us. Și să dezvoltăm darul pe care live inside of that gift. Să trăim în darul acesta. And be all we can with that gift. Și să facem tot ce trebuie să facem cu darul acesta. For the glory of God. Pentru slava lui Dumnezeu. And then when we get to the end of our lives. Ca la sfârșitul vieții noastre. As long as we've found our gift. Am găsit darul de used our gift. Am folosit darul. Blessed others with our gift. Am binecuvântat pe alții cu darul nostru. We may hear the words, well done. Atunci să putem să auzim cuvintele, bine rob bun. Bine, rob bun. Rob bun. That's what we want to hear. Asta vrem să auzim. Well done. Bine ai făcut. Good and faithful servant. Bine, rob bun și credincios. So that gift is like darul acela este ca o sămânță. Ca un sâmbure. That's God's gift. Este darul lui Dumnezeu. There's a seed inside of you. Este o sămânță în tine. Inside of this seed în sămânța aceasta, is tremendous potential. Este un potențial extraordinar. And there's potential inside of each of us. Și este un potențial în fiecare dintre noi. And we want to tap into that potential. Și vrem să săpăm în acest potențial. It's what God has put within us. Este ce a pus Dumnezeu în noi. Notice what Jeremiah says. Iată ce spune Ieremia la punctul 5. God speaking to Jeremiah. Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia. Before I formed you, I knew you. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, eu te cunoșteam. Knowledge precedes conception. Cunoștința lui Dumnezeu precede concepere. And then God goes on to say to him, and I ordained you to be a prophet to the nations. Și apoi Dumnezeu continuă spunând și te-am pus, te-am numit să fiu un proroc al neamurilor. So not only did God's knowledge precede Jeremiah's conception. Nu numai că Dumnezeu știa mai înainte ca Ieremia să fie conceput în pântecele mamei. God's gift preceded Jeremiah's birth. Și darul lui Dumnezeu era deja acolo înainte de nașterea lui Ieremia. I believe every one of us is born with a gift from God. Eu cred că fiecare dintre noi a primit avem chiar din naștere avem and that's what we want to discover today. Și trebuie să descoperim lucrul acesta. We're going to talk about the process of how to discover the gift. Și vom vorbi despre procesul descoperirii darului. We're going to give you some ideas to think about, to meditate upon. Vă vom da câteva idei la care să vă gândiți și să vă meditați. But then we want to develop that gift. Dar vrem de asemenea să și dezvoltăm darul. Some people know what they're supposed to do. Unii oameni știu ce au de făcut. But they're not doing anything with it. Dar nu fac nimic cu lucrul acela. So we want to develop the gift that God places within us. Să dezvoltăm darul care l-a pus Dumnezeu în noi. Like refining of gold. Ca procesul acela de curățire a aurului. And then we want God's gift within us. Și apoi vrem darul acesta pus de Dumnezeu în noi. To produce the fruit that God has. Să producă roada pe care Dumnezeu o are în plan pentru noi. Amen. Amen. The Lord told the apostles Paul, Saul at the point. Dumnezeu i-a spus lui Saul din vremea aceea. You are a chosen vessel of mine. Ești un vas pe care l-am ales. This was even before he was serving Jesus. Înainte de a sluji pe Domnul Iisus Hristos. Later on, the Bible tells us. Mai târziu Biblia ne spune. In Galatians chapter 1, when Paul's talking about his call. La Galateni 1, când Pavel vorbește despre chemarea lui. He says something that's very interesting. Spune acolo ceva foarte interesant. Because remember, he was trying to stop Christianity. Pentru că vă aduceți aminte, era vremea aceea în care el vrea să persecute biserica. Și să persecute biserica. But in Galatians he says, dar la Galateni 1 avea să spună, when the time was right, când la împlinirea vremii, God revealed his son to me, Dumnezeu mi l-a descoperit pe Fiul Său, found the purpose for which I was born. Și am aflat scopul pentru care am fost născut. That's what we want to find. Și asta vrem să aflăm și the noi. Purpose for which we are born. Scopul cu care am venit în lumea aceasta. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Moses understood this. Și Moise a înțeles lucrul acesta. God had called him. Dumnezeu l-a chemat. God had a purpose for his life. Dumnezeu avea un scop pentru viața lui. And all of a sudden God burst him onto the scene. Și dintr-o dată Dumnezeu l-a adus pe scenă to be the deliverer that he needed for Israel. Să fie liberatorul de care Dumnezeu avea nevoie pentru Israel. You see, inside of each of us în interiorul fiecăruia dintre noi gift. Este darul acesta. Now, sometimes we don't see the gift ourselves. Uneori nu vedem darul noi înșine. Sometimes others don't see the gift. Alții nici ei nu văd darul din noi. David, his father and his brothers saw him only as a shepherd.
În casul lui David, frații și părinții săi n-au văzut în el decât un cioban. But what did God see? Dar ce a văzut Dumnezeu în el? A king. A văzut un împărat. A king. Un împărat. Gideon saw himself as somebody lowly and afraid. Gedeon s-a văzut pe sine singur și fricos. But what did God see? Dar ce a văzut în el Dumnezeu? God saw a mighty man. Dumnezeu a văzut în el un viteaz. Was he a mighty man at that moment? În momentul acela era when he was hiding, un viteaz când se he was afraid. Când era temător. No, not at that moment. Nu, în momentul acela nu era. God saw beyond the moment. Dar Dumnezeu a văzut dincolo de momentul. And saw what he had placed within him. A văzut ce a pus în el. And was telling him what was inside of him. Și spunea lui Gedeon, asta am pus eu în tine, să fiu viteaz. So that that gift from inside. Ca acel dar din interior. God could bring it forth. Să-l aducă Dumnezeu în afară. And that he could use Gideon to bless the nation. Să folosească pe Gedeon ca să binecuvânteze. As a judge and a deliverer. Ca judecător și eliberator. And so it is with us. Și la fel este și cu noi. Inside of us. În interiorul nostru. God has a purpose. Dumnezeu a pus un scop. Notice what the Bible says in the book of Isaiah. Iată ce spune Biblia în cartea lui Isaia. Men have not heard and ears not perceived. Oamenii n-au auzit, urechea n-a perceput. Eye has not seen. Ochiul n-a văzut. What he has prepared for those who wait upon him. Ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl așteaptă. God's plan for your life is good. Planul lui Dumnezeu pentru viața ta este bun. God's plan for your life will be a blessing not only to your life. Planul lui Dumnezeu va fi o binecuvântare nu numai pentru viața ta. It will be a blessing to others. Și va fi o binecuvântare și pentru alții. Because it's not just about you and I. Nu este vorba doar despre tine. It's about what we can do to bless others. Și ce putem să facem să-i binecuvântăm pe alții. God's plan is great. Planul lui Dumnezeu este măreț. Inside of us. În interiorul nostru. Let's continue as we discover the plan of God. Să continuăm vorbind despre plan.